Pe litoral sunt și vedete venite tocmai din China. Sunt trei pui de delfini care au dat zilele acestea și primele lor spectacole. Haideți să-i vedem! Au avut doar o lună la dispoziție să se adapteze, să le treacă de rol de China, să învețe comenzile în română și iată-i la primele reprezentații. Ce te-a plăcut cel mai mult? Când a început, când a făcut tumbele, delfinul primul. Ce ți-a plăcut din ce au făcut ei cel mai mult? Au dansat. E de înțeles pentru că sunt începători și... spectacolul a fost mai scurt. Nu sunt începători, ba chiar sunt printre cei mai talentați delfini din lume. Sunt cam emoționați, atâta tot. Din acest motiv, debutul delfinilor la Constanța a durat doar 20 de minute. Acomodarea nu este totală. Deci noi am încercat să împăcăm publicul. În maxim 2 săptămâni veți vedea întreaga demonstrație. Până atunci, Nini, Pei-Pei și Ceng-Ceng au smuls primele aplauze. Ca niște vedete veritabile, delfinii se relaxează acum după prima lor reprezentație. Nu foarte mult însă, pentru că publicul abia așteaptă să-i vadă din nou.